Parcul, aflat în custodia administrației piețelor de la Petroșani, a intrat în reparații. Lucrările au început și vizează mai ales zona în care pe timpul iernii a fost amenajat un patinoar. Asta pentru că terasamentul s-a deteriorat și acum zona trebuie adusă la o formă normală. Utilajele care au fost cantonate acolo peste an au avut o greutate mare și au deformat aliniamentul dalelor, s-au scos dalele de pe alea cea mai afectată și s-au realiniat. Vom încerca să definitivăm numărul de panouri din care să mascheze spatele chioșcurilor de la parcarea arondată pieței centrale din Petroșani pentru a asigura o estetică cât de cât corespunzătoare. În plus, în aceea zonă, administratorul piețelor spune că va cosmetiza și zona aflată în spatele chioșcurilor în parcare. Asta pentru că acum au început să monteze panouri care să mascheze placajele inestetice.